Cel mai bun înotător român, Glință, s-a pozat în casa moșului înainte de Crăciun. I-a spus și ce dorință are pentru 2021. Vrea cea mai strălucitoare medalie la Tokyo. Acum, de sărbători, Glință se antrenează pe colinde și în sunetul zurgălăilor. Fug ochii. Bun, așa. Glință și-a făcut albumul foto de Crăciun. Cel mai valoros înotător din România s-a simțit ca în casa lui Moș Crăciun la ședința foto. E sărbătoarea lui preferată. Peste tot unde mă duc, la bazin sau acasă, ascult colinde și mă face să intru în starea aceea de iubire și sentimente de apropiere. Glință și-a primit deja cadoul de Crăciun de la mama lui. Pisica Zoe a devenit cea mai bună prietenă a lui. Este probabil bucățica din inima mea care nu știam că îmi lipsește, pentru că eu trăind o viață destul de solitară, pregătindu-mă singură, trăind singur, și această mică vietate face ca totul să fie mult mai ușor și am cu cine să îmi trăiesc și o viață. Glință n-ar spune nu și unei cariere de fotomodel după ce va câștiga aurul olimpic. Așa, așa, super, așa, hai că e bună. Super, super, deci aș și filma aici cu... Da, ce pot să spun, îmi place mai mult de mine cu părul lung, așa că încerc să am foarte mare grijă de el pentru că este comoara mea. Cum a fost să lucrezi cu un olimpic, cu un sportiv de performanță? A fost foarte ușor, nu mă așteptam. Efectiv, cu ce îi spuneam să fac, aia făcea și am înțeles foarte, foarte repede. Glință abia așteaptă să se termine anul cu pandemia. E o sărbătoare că se încheie? Aduce foarte mare bucurie, pentru că și pentru mine, la fel ca pentru toată lumea, a fost un an destul de complicat. Ca să intre în atmosfera Jocurilor Olimpice, Glință și-a făcut și un album pentru Tokyo. Ținta mea este locul 1 și, indiferent de ce se va întâmpla, vreau să știu că am făcut tot posibilul să ajung acolo.